Vă salut, prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, AVPG Unloft. Astăzi ne aflăm în data de 11.06.2019. Continuăm proiectul Donații pentru tinerii columbofili. După cum vedeți, am aici un tabel cu cele 10 boxe participante la acest proiect. Boxe la care toți puii sunt inelați, s-a încheiat că ei toți sunt în regulă, sunt un număr de 20 de pui. O să facem o verificare rapidă pe boxe și să vedem puii. Astăzi, după cum v-a zis, 11.06.2019, s-a încheiat înscrierea pentru participarea la acest proiect și acum nu rămâne decât să tragem la sorții câștigătorii dintre cei care participă și după aceea să predăm pui. Deci, după cum vedeți, avem boxa 13. 13 mă înseamnă 13 matcă. Părinții, data depunerii, eclozare, data inelării și seriile puilor. Deci avem boxa 13. Așa arată puișorii care sunt în boxa 13 acum. Puișorii care vor fi donați în acest proiect. După cum vedeți, sunt pui crescuți bine. Deci boxa 13 și puișorii aferenți boxei. Avem a doua boxă, boxa 24. La fel, părinții, seriile, vedeți, ăștia au fost inelați la data la care am făcut acest tabel. În continuare, până la 20, sunt seriile la rând. Deci avem boxa 24. 24. Unde avem și aici puișorii. Mă, răutate, mă. După cum îi vedem și pe aceștia. La fel, puișori inelați. Avem boxa 21. Boxa 21. Uitați și puișorii de la boxa 21. Păi, hai și să te vedem. Inelați în regulă. După boxa 21 continuăm și avem boxa 7. Da? Ne mutăm la boxa 7. Puișorii și aici sunt foarte bine. Ce, mă? Măi, răutate, mă răutate. După boxa 7 avem boxa 22. Da. Sunt boxele care vi le-am prezentat și înainte, boxele participante la acest proiect. Pui inelați, crescuți ok. Boxa 22. Avem boxa 11. La boxa 11 tot la fel, 2 puișori. Și aceștia sunt ok, inelați. După boxa 11 avem boxa 15. Ia uitați și pe ăștia aici. Bă, cât ați mâncat, bă? Bă, cât ați mâncat, bă? Cât ați mâncat?
După boxa 15 avem boxa 18. Ne mutăm și la boxa 18. Aceștia sunt puișorii de la boxa 18. Tot la fel, inelați. După aceea avem boxa 16. Boxa 16, aceștia sunt puișorii. Ăștia și cu boxa 4, care este ultima, sunt ultimii puișori ieșiți la boxa 4. Ce? Avem și aici doi puișori, am inelat. Deci acestea sunt cele 10 boxe participante la acest proiect. După cum v-am zis, data limita înscrierii a fost 10-a 6, adică ziua de ieri. Tocmai de aceea fac și acest video. Da? Și acum să vă arăt cum am gândit eu astea. A fost o muncă destul de grea și nu mă așteptam să fiți atâția, tocmai de aceea este un pic de muncă. Haideți să facem așa o... Deci eu am scos toate comentariile de la videoclipul cu donații, în care v-am zis să puneți cu comentarii cu îndeplinesc condițiile. După cum vedeți, sunt câteva sute de comentarii. Din ele am scos doar comentariile care au spus clar că îndeplinesc condițiile și tocmai de aceea am vrut să vă arăt și să fie o transparență în acest proiect. Din toate aceste comentarii, eu am scos pe foaie o să vă filmez ca să vă puteți și căuta pe această listă. Deci am scos pe cei care au pus comentariu cu îndeplinesc condițiile, pe cei care pot să vină la crescătorie să ridice pui și pe cei care doresc acest lucru. Deci după cum vedeți, am ajuns la 95 de doritori. Am șters eu unde am dublat din greșeală, o să mai verific lista și o să facem să fie în regulă. Tocmai de aceea v-am rugat să nu mai dați comentarii cu îndeplinesc condițiile și pe pagina mea de Facebook, pentru că este foarte greu să verific și pe contul de Facebook. Deci v-am filmat lista cu numele scoase din comentarii, numele celor care participă. Și tocmai de aceea am făcut acest video pe 11-a 6-a 2019, pentru ca cei care nu se regăsesc pe listă și am omis, o să mai verific și eu în comentarii, să îi putem adăuga și pe ei pe listă astăzi, mâine cel târziu, după aceea chiar închidem și asta este. Deci am strâns 95 de participanți scos din comentarii și mi-am notat aici, extragerea se va face pe în weekendul ăsta care vine, 15-16 a 06 a 2019. Vom face extragerea
prin programul random, da? E un program aleatoriu, vom face o postare live atunci și vom extrage cei 10 câștigători. Am hotărât să fie 10 câștigători a câte 2 pui, tocmai pentru ca cei ce vor veni la crescătorie. Cred că este greu să vii pentru un pui, așa am hotărât să fie 10 câștigători, a 2 pui fiecare. Vom extrage cei 10 câștigători prin programul random și vedem care sunt aceștia. Data de ridicare a puiilor a rămas weekendul 29-30 a 6-a. După ce vom trage acești 10 câștigători, aceștia ar trebui să confirme prezența și faptul că pot ajunge să ridice puii. Mă gândesc să facem o chestie, să tragem și să extragem încă 5 participanți de rezervă în cazul în care din cei 10 tras inițial cineva va anunța că nu poate ajunge la crescătorie să ridice pui. Deci asta am gândit. Acum aștept și de la voi alte opinii. Săptămâna asta mai avem. În mod sigur, 15-16, weekendul acesta se va face extragerea și vom vedea exact care sunt câștigătorii. Deci comentarii au fost foarte multe, doritori de asemenea. Dacă am omis pe cineva, listele vi le-am filmat, le-ați văzut, le puteți verifica. Dacă am omis pe cineva astăzi, cel târziu mâine, vă rog să scrieți în comentariu la acest video. Doar îndeplinesc condițiile și atât. Și o să verific în istoric, în urmă pe videoclipul cu donațiile, dacă am omis eu pe cineva. Asta am vrut să vă arăt astăzi. Proiectul continuă. După cum v-am zis, 15-16 va fi extragerea prin programul random pe care o vom face într-un live ca să nu fie niciun fel de discuții. 29-30 va fi ridicarea puiilor. Lista, dacă vreți să o mai verificați și pe ea, deci am aici tabelul cu cei 20 de pui din cele 10 boxe participante la acest proiect. Seriile puiilor le vedeți, este un tabel un pic mai vechi. Seriile puiilor sunt în continuare și sunt 20 de pui. Îi aștept pe cei care poate i-am omis să comenteze astăzi, mâine, cel târziu. Vă doresc să aveți succes cei care participați la acest proiect. Săptămâna asta, haideți să stabilim dacă aveți alte opinii, alte păreri. Săptămâna asta să ne punem de acord. În weekend va fi extragerea câștigătorilor. Vă doresc zi frumoasă în continuare, dragi prieteni, vânt în pene, să aveți parte de porumbei frumoși și sănătoși și toate cele bune vă doresc. Nu uitați, apăsați butonul de like, distribuiți postările mele, canalul meu de YouTube este Vavi PG On Loft. La revedere și o zi frumoasă, prieteni!